Cum poți să câștigi o tabără pentru o săptămână în Grecia? Particip la balul Asiris din Târgu Frumos. Asociația Non-Profit din oraș organizează peste câteva săptămâni acest eveniment, care are premii pe măsură. Concursul va avea loc la Casa de Cultură Garabeti Brăileanu pe 15 mai. 12 adolescenți cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani au intrat deja în cursa pentru titlul de Miss și Mister. Pe data de 9 aprilie au avut loc preselecțiile, unde toți participanții au fost supuși la 4 probe: prezentare, dans, cultură generală și talent. După ce au fost notați fiecare de către juriu, am ales 6 băieți și 6 fete, care au primit notele cele mai mari, bineînțeles. Timp de o lună noi ne vom ocupa de ei, vom învăța să danseze și ce mai trebuie. Iar pe data de 15 mai va avea loc spectacolul. Vor trebui să treacă prin mai multe probe, dintre care doar 2 sunt cunoscute, dans și prezentare. Restul vor rămâne surpriză până când vor păși pe scenă. Premiul cel mare este o tabără de o săptămână în Grecia în cadrul unui proiect al asociației. Echipa ce se va clasa pe locul întâi va primi șansa de a participa la un proiect internațional în Grecia timp de o săptămână în vară. Spectatorii vor trebui să facă câte o donație la intrarea în instituția de cultură, iar bănuții strânși vor fi dați tinerilor cu posibilități reduse. La intrare se va percepe o donație. Ce va ajuta pe tinerii cu posibilități reduse să plece în proiectele internaționale. Preselecțiile pentru bal au avut loc săptămâna trecută, când 10 de tineri au răspuns invitației și au participat la mai multe probe. Menționăm că acțiunea este organizată în cadrul Centrului de Voluntariat din Târgu Frumos, finanțat prin fondul ONG și deschis în luna aprilie.